suntem aici pentru a acorda susținere sectoarelor cheie. Creați diferite platforme de dezvoltare pe diferite nișe. Tot timpul sectorul privat este mai dinamic, mai rapid. Ce urmează să se întâmplă, ce ar trebui să atragă atenția, inclusiv rezidenții Moldovei Inovești și Technology Park, tinerii care vor să-și deschidă afaceri. Guvernul a întreprins foarte multe măsuri pentru a îmbunătăți mediul antreprenorial. Deci noi avem deja acceleratoare. Eu aș vrea ca vânzările și volumul exporturilor acestor 1600 de rezidenți să fie mărită de 10 ori. Asta o să fie și un punct prin care o să apară startup-uri. Să nu fim priviți noi Moldova ca o piață de forță de muncă ieftină, dar să fim priviți ca o piață de forță de muncă calitativă, calificată, competitivă. M Salut! Bine ați venit la un nou episod al podcastului Refink IT. Invitatul meu de astăzi este Sergiu Rabi de la proiectul Tehnologiile Viitorului sau FTA. Sergiu, bine ai venit! Bine v-am găsit! FTA, Dumnezeu. salut! FTA se descifrează ca Future Technology Activity sau proiectul Tehnologiei Viitorului, unul și același. Exact. Future Technologies Activity sau proiectul Tehnologiei Viitorului este un proiect finanțat de către USAID, Guvernul Suediei și Guvernul Marii Britaniei și implementat de către companie Chemonex. Și este un proiect început uh, câțiva ani în urmă și derulează până în uh, 2026? Exact, uh, proiectul derulează până în anul 2026. Și voi implementați, dezvoltați, veniți cu idei uh, în mare parte în jurul tehnologiilor, uh, startup uh, inovațiilor și IT în special? Da, uh, denumirea proiectului însă sugerează Domeniul nostru de activitate suntem aici pentru a acorda susținere sectoarelor cheie din Republica Moldova, cum este sectorul IT, industria serviciilor creative, media digitală, film, industria ușoară, comerțul electronic, dar în același timp ne avem ca obiectiv să dezvoltăm inovațiile, să identificăm acele proiecte sau uh, subsectoare inovative care au potențial mare de export, pentru că de multe ori sectoarele inovative nu uh, au o, anume, o definiție, pentru că totul tehnologiei se dezvoltă atât de rapid, pentru că și nu există definiție la acestor sectoare și noi suntem acei care identificăm susținem și încercăm să valorificăm potențialul care este la noi în, în companie. Și Scriem în valoarea adăugată pentru export, ca în așa fel încât noi, dacă suntem aici puțini ca număr, să putem să avem un, o cifră cât mai mare în PIB, <laughs> <laughs> PIB per total și PIB pe țară și PIB pe, pe, cap de locuitor. Exact. Este așa un concept când poți să crești economic linear liniar înseamnă când, dacă adaugi mai multe resurse, ai creștere mai mare și resursele sunt capitalul, banii sau capitalul uman, și este conceptul de creștere neliniară cu aceiași bani și aceeași cantitate de oameni să faci valoare, să generezi valoare mai mare în economie. Și asta este scopul nostru: să identificăm acele sectoare sau companii să le susținem care au o valoare adăugată mai înaltă. Deci, cu Număr limitat de finanțare, resurse, capital uman, să ajungem la creștere mai Mai, mai mare. Da. Eu mi-amintesc că la o discuție eram în oficiul vostru, care nu departe de aici, și Dina spunea dacă până acum noi cumva ajutam antreprenorii direct sau cumva implementăm pentru ei, noi cum vrem să fim un catalizator? Adică, creați cumva infrastructuri sau nu știu să nu zic aruncați bombe, știi, care să aduc succes, dar cumva în, în, încercați uh, uh, să, creați diferite platforme de dezvoltare pe diferite nișe. Uh -huh. uh, așa apărut Mediacore, da, care Mediacore este în cadrul proiectului actual de la FT, Exact, exact. Așa media Mediacore, că infrastructură. Uite, uh, noi avem uh, uh, îți spuneam mai devreme, știi, <laughs> spun acum, avem tineri mulți fix în freelancer, știi, sunt, sunt băieți și fete care de la 14 ani încep să facă bani online și cumva se descurcă destul de bine în era digitală. Fii sunt unii care vor, dar nu știu sau nu știu ce puțin că noi avem în țară de fapt aceste platforme de dezvoltare sau care ar putea, ar putea să te ajute să excelezi într-o industrie, într-o nișă sau alta și vreau să vorbim astăzi despre ele. Ce este Mediacorul? Cum cum el a apărut? Eu, eu văd atâta potențial acolo, dar îmi pare că încă puțină lume știe despre ce se întâmplă la Mediacor. Și uite, după asta o să vorbim despre câteva din ele. ca, ca Ok, să ce... dar până a vorbit Hai. despre cor, vreau să-ți povestesc puțin despre abordarea noastră. Noi uh, nu suntem un proiect uh, ordinar care, cum tu ai menționat, uh, oferă sau face activitățile de susținere direct cu mâinile sale. De exemplu, noi nu facem, echipa noastră nu organizează instruiri, echipa noastră nu organizează multe activități, noi facem totul prin partenerii noștri, noi avem o abordare care se numește Market Systems Approach, scopul nostru este să creăm aceste sisteme sau motoare de dezvoltare în țară, care după finalizarea proiectului să continuă să funcționeze și să genereze acele impacturi care noi le-am pus. Să rămână deci noi, sustenabil. Exact, să rămână sustenabil, dar Uh, mai mult crearea sistemelor care generează. Pentru că uh, este un alt când uh, susții o organizație pentru a-și continua activitatea sa și să devină sustenabilă și alt uh, aspect când uh, abordez tot ecosistemul în întregime. Pentru că un ecosistem nu depinde doar de o către o organizație. Noi avem, de exemplu, pentru sectorul IT, este guvernul care asigură jucător partea... În ecosistem. Exact. Este un jucător din ecosistem care asigură partea legislativă și asigură condițiile legale pentru dezvoltarea industriei. Avem asociațiile. Este Moldova IT Park. Sunt companiile și startup-urile acceleratoarele care toți sunt o parte din ecosistem și scopul este să dezvolți toți acești jucători pentru a face ca sistemul să funcționeze. Și noi suntem acei facilitatori care dezvoltă aceste ecosisteme care ulterior dezvoltă sectorul. Și media Coral este un centru, centrul de inovație în media digitală, care este destinat pentru susținerea sectorului de digital media sau digital media și sectorului creativ este un parteneriat dintre guvern, pentru că la crearea acestui centru a participat guvernul cu finanțare, Universitatea de Stat, chiar se ambasad, află, pe teritoriul, chiar se află de stat. pe teritoriul Universității, de, stat. Ambasada Statelor Unite și proiectul, proiectul, proiectele finanțate de USAID, Guvernul Suediei și Marii Britaniei este gestionat, centrul MediaCore este gestionat de către Asociația Companiilor Creative, pentru că a, asociația este reprezentantul sectorului privat care cunoaște inovațiile, are specialiști, cunoaște know-how-urile, cunoaște trendurile, tendințele și necesitățile pieței de muncă. Și din această cauză, sectorul privat este unul din ingredientele principale care a, dezvoltă acest sector. Noi tot timpul, sectorul privat este mai dinamic, mai rapid, mai da. înainte și asta ne asigură succesul. Și voi ați venit cu... Mă rog, când spun voi, mă refer la proiecte, tehnologiile viitorului prin intermediul finanțatorilor. Cu ajutor sau ați contribuit, nu știu, inclusiv la un studiu, uite ce este nevoie ca industriile creative să dezvolte. fiindcă Acum în Media Core sunt inclusiv tehnologii hardware, sunt echipe bune, știi, unii poți să te duci să sunet pentru gaming sau pentru film sau ce, 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 cândva nu era. Și există cumva accesul ăsta la tehnologii care eu, de exemplu, dacă mâine știi, să încep să fac ceva, trebuie să creez studiourile astea de la zero sau da. trebuie să mă duc în altă țară să le implementez. Pe când ele, de fapt, sunt la Mediacor, sunt disponibile, nu m-am interesat și prețuri, știi, dar cumva eu, eu, când mă duc acolo, Nicu, Vasile, știi, foarte entuziasmați, ne arată, ne prezintă și noi respectiv înțelegem că la un moment dat, atunci când avem voi, putem să folosim aceste resurse. Da. O să încep despre valoarea adăugată. Noi vorbeam că trebuie cu să creștem economia și să dezvoltăm sectoarele cu uh, resursele care le avem și resursele sunt da. limitate. Acum uh, avem o creștere foarte mare a sectorului IT. Da? Noi toți vorbim, este un boom local și 40% internațional de, de la un an la altul local. Deci creșterea două, locală, da. da. Însă majoritatea companiilor IT acum în primul rând, este potențial, fac exporturi, dar fac prestează outsource. mai mult servicii outsource. Pe de altă parte, avem uh, uh, foarte mulți tineri creativi care, mă rog, nu, nu vor să devină programiști sau nu le place matematică, dar sunt foarte creativi. Și uh, acest digital media, cum este game development, virtual production, el combină capacitățile Sectorul IT care sunt digital și partea creativă pentru a crea produse. Da. Și uh, unul din obiective este al acestui Mediacorp de a crea produse creative care noi putem, să le putem exporta și în același timp să utilizăm resursele care noi le avem. Sector IT puternic și sector, sector creativ foarte, foarte bun. Că Asta să și o este. combinație între ele. Exact. Și în acest media core noi ne-am focusat pe tehnologiile inovatoare. Deci noi nu vorbim despre studiouri simple de filmări, Uh, producție virtuală, utilizarea la Unreal Engine pentru diferite sectoare. Poate fi utilizat pentru publicitate, pentru elaborarea jocurilor electronice, pentru elaborarea, pentru uh, produse de film, uh, animații. Uh, avem motion capture, care până acum n-a fost uh, disponibil nicăieri în, în Moldova, exact. Uh, studioul Dolby Digital, care tot n-a fost până acum disponibil, Studio de folii. Deci, uh, Mediacorul este o, uh, servește și ca o resursă pentru celelalte companii care vor să-și dezvolte careva produse inovative, dar nu au capacitate sau resurse de a-și procura aceste tehnologii. Și uh, Mediacorul este o platformă oferită pentru sector de a-și dezvolta produsele sale. De exemplu, noi avem foarte multe companii din medie care nu au, nu-și pot permite să aibă studio său, hmm. sau nu-și pot permite să aibă careva camere sau să-și facă careva efecte speciale. Și nici nu are sens să le aibă in-house. Și nici nu are da. sens să le aibă in-house pentru că nu produci aceste, nu le utilizează, permanent din 24, 24 din 24 ea. și, în al doilea rând, ele se depreciază foarte rapid. Tehnologiile merg înainte și poți să investești, de 100.000 de dolari în echipament care peste 2 ani este deja irrelevant. Și deci, ce MediaCore media core este o platformă de oferire al. A, acestei platforme da, pentru tehnologie. Un fel de sandbox, da, unde poți vii să încerci să, să nu riști cu resursele proprii. Uh, în paralel, Mediacorul are și scop și instruire, pentru că uh, scopul a fost de a-l amplasa pe teritoriul Universității de Stat și împreună cu Universitatea de Stat de a dezvolta programe educaționale pentru uh, a învăța studențe sau nouă generație în utilizarea sau în crearea produselor din aceste domenii, ca să putem exporta. Și Mâine acolo chiar să fac lecții, acolo chiar, chiar vin să... studenții, în, vin, vin profesori, vin, sunt acum profesori inclusiv de mediul de business, eu am fost abordat, știi, am refuzat, dar adică vin, vin inclusiv oameni din mediul de business care predau în fața studenților într-un spațiu nou, high-tech, știi, exact. <laughs> unde nu, nu mai ai doar niște geamuri sau... Pereți vă psiți în verde, <laughs> cum era pe vreme. Știi, ai cumva feeling-ul ăsta că te afli într-un spațiu inovativ și cumva da. oameni care gândesc sau merg în, în, timp real cu tehnologiile care sunt. Da, da, de acord. Noi, dacă aș putea să povestesc puțin despre abordarea, pentru că centrul Core este doar o componentă din ecosistem a, și doi ani în urmă noi am a, ajutat a, Ministerul Educației și Universitățile de a introduce trei specialități noi. Game design, animație și producția multimedia. A, în acest, a, Și aceste trei specialități sunt introduse în a, Universitatea Pedagogică Ioan Creangă, a, a, a Universitatea, Universitatea de Stat și Universitatea Tehnică. La Mediacor, într-adevăr, au loc aceste cursuri și la fel, în fiecare din aceste trei universități a fost creat câte un laborator dotat cu computere de foarte performante, dacă cunoști, nu știu, specificațiile cu NVIDIA RTX 3090, da, 3090, pe vremea mea, laboratorul de la SEM era cel mai performant <laughs> din țară, de la etajul 2. Da, da, acum acuma, sunt da. foarte performante și uh, contribuția sectorului privat este uh, foarte mare și valoroasă, pentru că universitățile nu, în, prim, în primii ani de implementare acestor programe nu au uh, profesori care să predea, de exemplu, producție virtuală sau da. animație și la moment sunt cooptați circa 30 de profesori din sectorul privat care vin și predau. Și este interes și din partea companiilor și a sectorului privat al acestor profesori pentru că ei își antrenează forța de muncă care o să angajeze. angajează. Da. Noi avem multe colaborări dacă vorbim despre domeniul de digital media cu companii din străinătate care au și vor să-și extindă comenzile în Republica Moldova, însă companiile noastre au lipsă de forță de muncă suficientă și noi am văzut că chiar după anul 1 sau anul 2, după cursuri, companiile imediat angajează acești studenți să lucreze la dânși în companie. Și uh, dacă vorbim, tu ai început discuție despre că tinerii pleacă, da? este exodul ăsta, că persoanele... Nu toți, dar, nu toți, dar mulți da, din ei. Da, există dar Există cazuri când copiii, studenții se întorc în țară și zic că nu au nevoie să învețe în România sau în Europa, pentru că aici, în Moldova, pe aceste platforme este posibil să obții cunoștințele care le-ar obține tot acolo, dar să fie lădâns o acasă și în același timp ei înțeleg care sunt oportunitățile de angajare. Pentru că avem un mediu foarte bun din punct de vedere... Inclusiv fiscal. Inclusiv fiscal pentru companii și companiile își permit să ofere salarii foarte competitive mm. pentru angajații din Republica Moldova. Și mulți se reîntorc. Se reîntorc pentru a lucra la noi aici în, în, în Moldova. Cu referire la media și acele trei profesii, da, sau voi le numesc profesiile viitorului, specialități, voi le numesc profesiile viitorului, deci chiar în echipa mea eu așa am pornit un startup în GameX știi? deci la mm, Mediacor, fapt. la un eveniment am făcut cunoștință în cadrul în, cadru în unui eveniment și acum am e că deja peste un an de zile două fete, studente <laughs> care erau <laughs> în primul an atunci sunt în echipa mea, Alexandrina și Beatriz la moment au plecat printr-un program în Lituania, dar se întorc înapoi studieze și lucrează aproape nu, part-time, dar de, de la distanță și implicate pentru proiectul nostru și acum avem descărcări în peste 160 de țări, adică peste 160 de familii folosesc produse dezvoltate de studenți din anul întâi de la profesii viitorului, proiect care a fost cât are? Nu știu dacă are doi ani, știi? Asta e 2 <laughs> ani. Da, adică, uite, un, un caz real unde lucrurile se schimbă, știi? Un caz real spus... care lucrurile se schimbă și uh, noi am observat uh, uh, trendul trendul dat pentru că uh, sectorul privat într-adevăr este cu interesați oferi cel mai bune cunoștințe și cunoștințele practice. Și ei vin cu cazuri reale. Noi avem pe Eugen Boicu de la Publicis, Constantin Șarcov care e trainer, Vasile da. Braga pe Game GameDev. Um, um, Radion Cicic, avem companii care fac aici, companii străine care activează în Republica Moldova și ei trimit trenerii săi în spre ei la universități. Da, eu, eu încurajez foarte mult. Pe lângă Mediacor, recent a fost o conferință interesantă în domeniul cibernetic. Eu am făcut cibernetică și informatică economică, mi aproape ca, ca mm. industrie și ca domeniu. Uh, nu știu dacă asta în urma decizii de a crea agenția pentru cum se numește? Pentru, pentru Securitate Cibernetică. Pentru secu... Că am vrut să-i spunem numele corect. Căci, Agenția pentru Securitate Cibernetică. Și asta, iarăși, e o platformă în care FTI ce face acolo? Academie de Securitate Cibernetică sau A Academie... CyberCore. Cyber da, este un proiect... În part... în... Media core. ArtCore, -core, Media CyberCore. MediaCore, ArtCore, se... da, exact. Acestea sunt centrele inovaționale pentru... pe lângă universități care vin să dezvolte acest sectoare. Ah. Cybercore are o să aibă trei grupuri ținte cu care o să lucreze. Primul grup este, sunt studenții la Universitatea Tehnică care o să învețe Uh, securitatea cibernetică, pentru că pe plan global este o cerere foarte mare de forță de muncă în securitatea cibernetică. Există cereri foarte mari de specialiști, pentru că acum noi avem digitalizarea pe toate domeniile și problema securității cibernetice devine tot mai critică și mai critică în fiecare țară. Și acum în Europa. Mai ales sunt... în noi regiuni mai ales la noi în regiune, mai ales cu toate atacurile care au loc acum da. și în Moldova și în Ucraina, pentru că în paralel are loc și un război hibrid hybrid, cibernetic și asta e un trebuie să tragem atenție la această problemă. A doilea grup țintă este sunt specialiști din companiile IT din sectorul privat, sectorul privat și companiile IT pentru că multe din companiile IT au nevoie de acești specialiști și sunt gata să-i angajeze. Avem companii private din infrastructura critică, cum ar fi, de exemplu, băncile, operatorii mm. de telefonie mobilă, companiile de gen care genul... Care la fel trebuie să se dezvolte și la fel au nevoie de oameni. Care, care dețin infrastructura critică și care au nevoie să-și asigure securitatea sa. Și până acum nu exista o entitate care să pregătească acești specialiști în combaterea crimelor crimilor, cibernetice. Cri, exact, exact, Și a treilea sunt, a treilea grup țintă este, sunt funcționari publici, care la fel, noi avem foarte dezvoltată guvernare electronică, servicii publice, foarte multe proiecte sau sisteme sunt digitalizate și acum este nevoie, să, publici, și este trebuie nevoie să și protejate și si este nevoie inclusiv societatea să fie să sigur. pregătită din punct de vedere digital, dar pregătită și din punct de vedere a securității cibernetice. Exact. Să cunoască cum poate să protejeze sau ce sisteme trebuie să folosească. Eu cred că asta o să fie și un punct prin care o să apară startup-uri în uh, securitate cibernetică care ar putea să aibă acces la nivel global. Și doi, Universitatea Tehnică ar putea fi și un hub prin care să tragă studenți străini, așa cum este Universitatea de Medicină la noi, știi că noi vedem din cinci ce ce mai mulți studenți străini. Exact. Eu mă mândresc cu asta, știu, eu cred că diversitatea pe noi o să ne, o să ne fac să zâmbim mai mult, <laughs> <laughs> să nu atragem atenția în ce ne îmbrăcăm și cumva, știi, nu, da, inclusiv da, da. ca cultură o, o, să, o să avem un switch așa în partea bună și inclusiv un hub care ar putea să vină specialiști, să-i trimită alte companii, să-i trimită la noi în Moldova fiindcă, nu știu, costurile sunt mai bune sau nu trebuie să plătești la San Francisco practic n-ai nicio șansă să intri fiindcă concurența este de mare și ar putea la noi să fie Da, și cunoștințele care o să fie oferite în Academie de Securitate, în CyberCore o să fie aliniate cu cerințele sectorului pentru că noi acum noi colaborăm cu companiile de genul Google Fortinet, Palo Alto, Cisco, care vin cu programele educaționale mm. și vin cu mentorii săi. De asemenea, acum la forumul de securitate cibernetică, la Cyber Forum, au fost companii din Israel, care cu toți cunoaștem că sunt foarte bune în, în, securitate cibernetică și ei sunt deschiși să uh, contribuie la dezvoltarea edu programelor educaționale la noi aici în Moldova pe platforma CyberCore. Care este scopul lor totuși? Adică de ce Google a venit? Google a venit inclusiv cu bani. Google uh, Org, da. De ce Google vine, de ce vin companiile din Israel, care, care este motivația din spatele lor? Fiindcă până la urmă noi trăim într-o lume capitalistă, știi, în care fiecare decizie cumva trebuie să aibă în spate va uh, avantajul ulterior. Uh, ok, uh, noi avem un uh, regim fiscal foarte uh, favorabil și foarte multe companii din regiune vor să vină să-și stabilească e operațiunile la, la noi în Moldova. Moldova Innovation Technology Park de avantajele? A Exact, Moldova Innovation Technology Park și când vin companiile în coace, ei desigur că au nevoie și de cei specialiști. Și ei vin cu investiții pentru crearea uh, companiilor și cu investiții pentru a pregăti specialiști. Deci Moldova câștigă și ca da, investiții da. directe și ca investiții indirecte prin dezvoltarea specialiștilor pe piața noastră. Eu am vrut să te întreb de cine pregătești curriculum, fiindcă știu că la profesii viitorului la game design să era Alexandr de la Unreal Lukichev. Da de la Unreal și de la Rian și el a participat activ, adică eu îl întrebam ce faci tu aici știi, la noi în țară și zice, uite, eu am fost invitat <laughs> să, să dezvolt curriculum și respectiv, adică el, el a fost implicat inclusiv în dezvoltarea curriculumului și acum pentru, pentru Academia în Securitate Cibernetică, la fel, deci vin specialiști, da, de la companii din Israel, din... Adică din Israel, Cisco, Cisco Palo Alto, Fortinet, Google, ei vin să... Um, pregătească sau să acorde suport în pregătirea curriculumului pentru acești trei grupuri țintă. Studenți, specialiști din sectorul privat și funcționarii publici. Da. Să că noi în 2008 când am făcut cibernetică și informatică economică, mi-am amintesc că acum, știi, dacă dezvoltăm subiectul în securitate cibernetică, era domnul Bolun, decanul pe atunci, el învăța sistemele de criptare, de și cumva era în era, știi, care era torrent, tu aveai acces la tare multe Mă rog, și acum este Torrents, dar nu, nu mai descărcam filme de acolo. Păi răd ul până acum lucrează. Adică descărcam tare multe testam diferite chestii, știi, și pentru noi era, era, în vogă, în același timp era interesant. Dar nu era pusă problema de cum, nu știu, cum o protejez pe mama, știi, sau cum, din punct de vedere cibernetic, sau ce fac în cazul în care atunci cred că nu dădeam atât de mult data, știi? Nici nu aveam profili pe social și dacă și aveam un profil undeva, el era cu nickname, cu o poză, nu a mea. <laughs> adică nu știa nimeni că eu sunt Andrei Juc și invers. Acum tu dai atât de multă informație și tot asta poate fi fie utilizat. utilizat în este domeniul cu tot să știm plățile, cardurile foarte multă populație până în prezent nu are încredere în carduri Stimele și, atunci când primesc după. salariile se duc la bancomat, scot banii pentru că nu au încredere în, nu știu, ori în securitate. Ori... În... Dar voi ați făcut o analiză sau poate tu cunoaște care e potențialul economic la securitatea cibernetică și influența care ar putea să o aibă asupra țării noastre, dincolo de lupta cu război hibrid sau pregătirea specialiștilor. De gen, uite, asta ar putea să crească industria IT de 10 ori sau de 5 ori. Îți sau... spun despre trenduri de exemplu acum în luna iulie este o companie de consultanță Accenture. Așa, Accenture. Cunoască, da. da, ei au zis că noi ne punem programul 1 uh, One million One million uh, cybersec students, ceva de genul ăsta, și ei și au pus obiectiv câțiva ani să pregătească un milion de specialiști în securitate cibernetică, prin programele sale educaționale. Mm. Deci cererea este enormă. La nivel global. La nivel global, exact. Trendurile spun că există un sector nevalorificat sau un subsector al sectorului IT, care sunt serviciile de securitate cibernetică, care are potențial să crească foarte mare la noi în Moldova și noi prin crearea acestei academii de Securitate Cibernetică, noi atingem două obiective ca creșterea sectorului IT să adăugăm, să, să, să facilităm apariția unor companii noi din securitate cibernetică și a doilea obiectiv este să pregătim specialiști deja pentru cei existenți ca să se protejeze de la atacuri Adică e o nișă de fapt care nu neapărat e valorificată, există inclusiv un trend global și cumva da, noi trebuie... din ecosistem, da? printre care voi, FTA, Guvernul, Universitatea Tehnică. Da? Universitatea adică... Tehnică, da, și companiile mari au zis că, uite, avem nevoie de specialiști în securitate cibernetică pentru că este o nișă nevalorificată care cum trebuie să o dezvoltăm. Și noi, dacă pierdem această oportunitate, o să fim... Există o concurență foarte mare regională dintre țări. Uh, Ucraina, România, Polonia, balcanii care toți vor să concurează într-un anumit fel în, da. în, acest sector și noi trebuie să fim în fruntea acestui trend, cel puțin să avem așa obiectiv. Inclusiv regional. Inclusiv și regional, da. Da, mă bucur să aud asta. Tu când auzi despre startup-uri, la cine te gândești? Zi-mi nume de companie acum. <laughs> Bloom Coding. Bloom Coding, ok. Hai să vorbim da, despre de Bloom Coding și despre startup-uri. Tu cât de optimist ești că noi putem să avem un startup, să nu zic unicorn, că deja unicorn parcă, parcă e mic, știi? <laughs> să fie un decacor. Adică companii care să valoreze 10 miliarde sau să aibă măcar rulaje de un miliard și nu doar să valoreze. <laughs> da, uite Andrei, eu, eu nu o să răspund direct la întrebarea ta, dar altfel. Scopul nostru și ce cred că trebuie să fie în Moldova, noi trebuie să dezvoltăm această pâlnie care să funcționeze. Da? Один механизм, пл ⁇ ния. когда мы, на верху пл ⁇ нии, есть елевии из университета или студенты из университета, которые не знают, что делать с их знаниями, или не имеют ничего плана на будущее. И на сверху пл ⁇ нии, мы должны уже стартапы рецей уникордов. И чтобы функционировала эта пл ⁇ ния, от вс ⁇ мы должны иметь все ингредиенты или все моторы, которые функционируют. Да? Да? Собять в университете. Или, să fie predat antreprenoriatul. Mai departe, după universitate, să avem acești jucători din ecosistem care uh, cineva face sesiuni de ideație, cineva face sesiuni de sau programe preaccelerare, programe de, accel de accelerare, uh, să dezvoltăm instrumente alternative de finanțare pentru investitori care vor să investească în startup-uri. Și uh, noi trebuie, noi, când vorbesc noi, este uh, noi ca societate sau inclusiv noi ca, eu și tu inclusiv eu și tu da. și mai MITP și guvernul și toți jucătorii din ecosistem trebuie să ne orchestrăm eforturile ca să ne asigurăm că noi facem această pâlnie să funcționeze și dacă o să funcționeze această pâlnie atunci este asigurat că la sfârșit o să avem acești da. unicorni pentru că foarte mulți unicorni posibil că stau acum pe băncile universităților care pur și simplu trebuie de valorificat și de, de, de utilizat potențialul lor. Uh, pentru că mulți, de exemplu, cum tu și-ai zis la început, uh, când îl întreb student cu ce vrea să ocupă sau pe elevi, el zice să plec în străinătate să învăț. Și mai departe ce face după ce pleci să înveți? Da, te duci nu, să nu te există, angajezi la o companie sau îți creezi un startup și așa mai departe. Dar noi, scopul nostru este să uh, infuzeăm acest, această gândire antreprenorială din, din universitate sau încă din școală, pentru că ei da, Dar uite, asta nu e un viitor. Deci asta deja se întâmplă. Da. Și acei studenți despre care tu acum vorbești, știi, și eu am menționat, și care ne urmăresc, lasă-i să cunoască. Deci noi avem deja acceleratoare, avem uh, Mozaic, avem XY, avem Apps, avem, adică noi avem uh, Dream Ups, o, Startup, Moldova, în, exact. da, Startup Moldova, avem universitățile unde uh, pregătesc. Uh, Știi, dacă ai nevoie de un animator, este cei ce cândva, cândva, era dificil, știi, acum tu poți, tu poți să-l sau îl, îl, mai pregătești un pic, sau el deja cunoaște și da. este destul de, fiindcă a lucrat cu cineva direct din, din domeniul privat și a fost, a fost învățat direct pe ce trebuie să facă, dacă vorbim de gaming, știi, sau animații. Uh, apoi avem Moldova Innovation Technology Park, care vine cu facilități fiscale, în care practic sunt cele mai buni din regiune, cu impozitul unic de 7%. Uh -huh. Avem posibilitatea de a-ți crea companie rapid, știi, și de a o lichida, sper tot așa de rapid să fie. <gântu -i> da, eu, eu m-am întâlnit recent cu întrebarea, dar cât ar costa și ce efort este ca să lichidezi o companie din Delaware și lucrurile sunt relativ simple. Adică agentul care este acolo, care e obligatoriu să-l ai, e să-l fi tare mic, e de câteva sute de dolari și el se de toate. Știi, închipuiți Uh, soluția la cheie pe care știm, mm -hmm. mulți se cu ok, deschid companie. dar ce fac dacă nu merge? Dacă nu faci, uite, achizi 2000 de lei la compania X care okay, rezolvă yeah. da, tot, cu to toate problemele pe care tu le ai. Adică noi, noi avem cumva deja mecanismul este aici și asta e ceea ce voi faceți deja de câțiva ani, adică nu e ceva ce o să se întâmple în 2026-2027. E bine că se lucrează permanent. Uh, eu mi-aș dori să văd poate mai multe facilități pentru investitori, fiindcă startup-urile se strâng, știi, în Silicon Valley sau din toată lumea, fiindcă acolo sunt banii și noi avem nevoie de capital de risc, fiindcă tehnolo startup-urile tehnologice au nevoie de capital de risc, unde uh, nu trebuie să te gândești că, ok, am să împrumut de la Nano Ion <laughs> și după asta nu mai pot să-i răspund la telefon că am pierdut bani. Adică ai nevoie de capital de risc de la investitori care sunt gata să investească și acum... Uh, dacă vrei tu să discutăm care ar fi avantajele inclusiv la nivel de politici pe care noi putem să le aducem ca țară mică, ca să atragem bani mari, poate un mic procent de la fondurile mari, știi, care au miliarde sau ridic sute de milioane regulat fonduri de investiții, dar să-l regiunii noastre deoarece din punct de vedere fiscal nu știu, nu au riscuri sau sunt, avantaje da. sau... Uh. Problema e din două, nu problema, dar subiectul dat are două, două componente. Prima componentă să ai acești, aceste startup-uri care sunt pregătite pentru a primi aceste investiții și să asiguri acest deal flow, pentru că niciun fond de investiții internațional care are nevoie de, nu știu, Transacții, să nu se acolo unde mari. nu sunt startup-uri. Exact. -o nu parte. să vină acolo unde nu sunt startup-uri. Da. Uh, și, în al da. doilea rând, este nevoie de creat aceste fonduri locale, posibil, unul, două fonduri de investiții care ar asigura finanțarea în, în startup-uri. Pentru că noi nu putem să atragem acum fonduri mari, noi avem o piață mică, câte startup-uri tu știi care sunt gata de a primi investiții acum. Eu permanent 100 nu avem în țară. Cred că avem. 100? Da. Știi care e momentul? Deci, <laughs> okay. noi avem startup-uri care sunt așa zis bootstrapped, știi? Adică ei nu au avut nevoie de investiții și au ajuns la un plus deci la o balanță financiară pozitivă respectiv ei nu au nevoie de capital ca să mai reziste încă 3 luni sau încă 6 luni inclusiv din punct de vedere asta și e o parte bună a a costurilor de aici, fiindcă dacă te duci în Silicon Valley, știi, discutam cu tine până a pornit filmările, costul de viață e foarte mare și respectiv tu ai nevoie de bani esențial ca să trăiești, știi, și plâng asta ca să lucrezi. Și la noi e un pic diferit, adică, nu știu, te duci la bunica, știi, sau la părinți, ți-ai deschis laptopul, lucrează full power, știi, dar nu plătește 7.000 pe cazare și încă 300. Exact, Andrei, eu vorbesc despre uh, nivelul de investiții. De exemplu, noi când vorbim despre investiții la startup-uri sunt uh, investiții de pre pre-seed pre sau seed money da. și este series A, series B, da? da? Și noi trebuie să vedem ce anume ne lipsește nouă în Moldova pentru a dezvolta sau a start startup-urile. Pentru că, cum ți-am, am imaginat, am povestit despre cea pâlnie care este, da. imaginează-ți ca un triunghi, da? el este formă triunghiulară, Un funnel, cu... da. da. un funnel. Și partea de investiție este alt triunghi care este inversat care, de exemplu, startup-ul din vârful funnel da, vârful pâlnii, are nevoie de investiții mai mici și cu cât mai jos el se uh, coboară sau parcurge pe această pâlnie, are investiții, nevoie de investiții tot, tot, mai mari și mai mari. Și în paralel cu dezvoltarea acestui, uh, acestei pâlnii de dezvoltarea startup-ului, noi trebuie să avem și toate instrumentele financiare pentru fiecare etapă de dezvoltare startup-ului. Pentru că fără instrumentele de financiare noi nu putem să le da, da, complet de acord. mișcăm complet de acord. mai departe. Eu, eu menționam Delaware și știi, alegi Delaware ca, nu, nu doar pentru faptul că e ușor să incorporezi, dar inclusiv asta e cerința investitorilor. Adică ei nu-ți dau banii dacă ești nu știu, în Cipru, știi, sau, adică trebuie, trebuie să fie acolo. Chiar de ești în altă parte, eu spun că, uite, este nevoie să te incorporezi acolo. Și eu aș vrea ca, poate să vedem invers, știi, ce putem noi să facem ca ei să-i spună start ul nu neapărat moldovenești, start-up din regiune sau, că, uite, dacă te încorporezi în Moldova și dacă aveți reprezentanță în Moldova, noi înțelegi ce spun, că ei să fie facilitați să, -i, să -i consideri să vină aici cu parte mică din bugetul lor de investiții, cu o parte din startup-uri. Și ei se vadă, nu știu, de exemplu, toți investitorii plătesc atunci la exit, știi, plătesc o sumă foarte mare de taxe, încă e un anumit procent. Poate noi am reușit să venim aici cu anumite mecanisme care, de fapt, long term, ei înțeleg că, uite, noi dacă să tracem o să investim în uh, 350 de startup-uri în Moldova într-o perioadă de șapte ani, dintre care 85% nu o să fie made din Moldova, dar uh -huh. știi, poate brain nu neapărat din Moldova, dar uh, incorporat aici sau au oameni de aici din Moldova și în felul ăsta dezvoltăm ecosistemul dar care uh, ei știu că dacă unul din ăștia, 350, devine unicorn sau decacorn, el să zero taxă și atunci vede, înțelegi, vede un plus 200 de milioane în, <laughs> în buzunarul său sau în fondul, până la urmă sunt bani al limited partners, așa cum le spun. Uh, po, po, înțelegi ce spun? Adică partea cu startup-ul bună, noi lucrăm acolo, poate trebuie ca să atragem, Investitorii să vină ca ei să lupte pentru startup-uri. Și atunci, dacă vin ei aici, o să înțeleagă ceilalți din jur că da, dacă noi venim în Moldova, avem investitori care sunt gata să investeze, fiindcă ei sunt facilitați, poate, poate ar fi un mecanism Pe Da, investiții. Știu că în recent, ultimul an sau ultimii doi ani, guvernul a întreprins foarte multe măsuri pentru a îmbunătăți da. mediul antreprenorial. Pentru că investitorii vin și ei se uită la care sunt reglementările, care sunt costurile de desfășurare a afacerii, care sunt taxele, Siguranță siguranța, siguranța toate, toate, componentele date și chiar și Ministerul Economiei a făcut câteva reforme semnificative în ultima perioadă, cum ar fi legea SRL-urilor, pachetul legislativ, contactless business, eliminarea uh, necesității de obținerea permiselor de muncă pentru angajații din mai multe țări. Da. Și asta facilitează sau uh, oferă un anumit nivel de deschidere pentru investitorii străini ca să opereze aici în Moldova. Pentru că se minimizează birocrația, se minimizează costurile de afaceri, și la asta deja se lucrează. Uh, pe alt aspect, cum se face investitorii să aibă mai mult încredere în startup-urile moldovinești, asta cred că ar trebui să fie un efort comun de promovare a țării, de promovare a start up și, și, inclusiv a start de promovare. A start pentru că până acum toate campaniile sau foarte multe campanii de promovare a țării nu se focusau pe istoriile de succes Tehnologice, de exemplu. Vină și, și desfășoară activitatea în Moldova pentru că noi avem Skype companii foarte bune în tehnologii, în inginerie, pentru că avem inginerii. Pe asta trebuie să fie. Acestea Aste, sunt mesajele cheie care trebuie să fie, pentru care noi să le arătăm că suntem o națiune nu doar primitoare și bună la suflet, dar că suntem profesioniști, avem tineri care au capacități foarte înalte de a face într-adevăr sarcini complexe și putem să dezvoltăm produsele noastre. Pentru că, vă știți, noi avem foarte mulți moldoveni care lucrează în Silicon Valley, NASA, prin Europa, pe la Philips, în Japonia, dar când ei sunt aici în Moldova, nu prea sunt, de... sunt, și ai noștri de aici, știi, care au <gură> produse digitale, dar nu... Eu, nu eu există cunosc, o masă critică, probabil. dar, probabil. Și nu neapărat vor să iasă în public, știi, să vorbească despre asta. Nu știu, asta poate tot e o chestie care trebuie, trebuie să o încurajez. Eu o încurajez inclusiv prin, prin platforma podcastului, ca să... Tu de știi cât lupt eu să duc. <gură> un fondator de startup de succes, știi, care are 10 milioane plus rulaje și nu, da. e, e complicat, e complicat să. Plus, cum noi putem să ne complice. poziționăm la început, că mulți au startup-uri, de exemplu, startup-uri în, cum tu în da. Delaware. Delaware da. Dar delivery unit este în Moldova. Moldova da. Pentru că e mai ieftin din punct de vedere fiscal să ai echipa aici, în Moldova. Da. Să găsești aici specialiști, dar lucrează asupra unui produs sau unui startup înregistrat în altă parte. Noi avem așa exemple multe în Moldova. Uh, hai să vorbim cu tine dacă poți să ne spui despre proiectele care urmează să se întâmple. Poate ne spui ceva nou. Uh, ce veți... Proiectul, până la urmă, FTA are un mandat până în 2026 inclusiv sau...? Uh, până în, suntem până în iulie 2026. Ok, la mijloc de 20, 2026 ce urmează să se întâmplă, ce ar trebui să atragă atenția, inclusiv rezidenții Moldova Innovation Technology Park, tinerii care vor să-și deschidă afaceri sau au în diferite industrie, fiindcă voi sunteți catalizatori, cum zic eu, sau uh, inclusiv și în industria ușoară și în... Uh, industria ușoară, da. E, inclusiv fashion. în robotică, știi, sau în, uh, în tehnologie. Tu ai un, uh, un cuvânt frumos, cum te spui, industrie de precizie sau cum? Inginerie de precizie. Inginerie de precizie. Ia descifrează. Ce faceți voi acolo? Inginerie de precizie sunt, uh, noi îi numim uh, companiile care uh, dezvoltă sau produc elemente din metal, hardware, metal, plastic, de înaltă precizie. Cum ar fi, eu nu știu dacă tu cunoști, la noi în Moldova se produc piese, componente pentru Tesla. avioane, pentru Tesla, uh, pentru cutiile de viteză la Ferrari. Deci, uh, și aceste uh, elemente s-au produs sau au nevoie de uh, o precizie foarte înaltă de prelucrarea metalului. Astea sunt companiile de inginerie de precizie. Și noi avem companii care, adițional la, care am zis, produc părți componente pentru avioane, de exemplu, avem o companie care produce, este sub constructorul la Airbus și uh, Boeing. Boeing, exact, care produc niște elemente pentru Airbus și Boeing. Avem companii care, cum s-am zis, fac componente electrice pentru Tesla. Foarte multe, deja nu mai vorbim despre companiile astea mari cum ar fi investitorii străini, Drexel Mayer, da. care au o zonă economică liberă, ei produc volume foarte înalte pentru toate mașinile, care, pentru foarte multe mașini. Audi, Mercedes, BMW. Și asta e, asta e un alt tip de sector care are nevoie de alt tip de suport. Pentru că dacă în tehnologii informaționale sau în sectorul IT, companiile au nevoie de uh, specialiști, forță de muncă. În ambele cazuri este forță de muncă calificată, dar în cazul când uh, în, la inginerie de precizie uh, programele educaționale sunt mai mult... Bazate pe partea practică și trebuie să dezvolți platforme unde ei se poate să-și dezvolte aceste abilități de a, nu știu, de a face design de produs, de a da. prelucra aceste metal, metalul sau de a face diferite prototipuri. Și noi lucrăm inclusiv cu Universitatea Tehnică cu, avem câteva proiecte comune cu ei, dezvoltăm, acordăm susținere la FabLab, care este un centru de inginerie unde se focusează pe electronică, prelucrarea metal, prelucrarea lemn. Pentru cine nu știe, acolo sunt printere 3D, există utilaj care poate tu vrei acolo să faci un prototip, dar nu ai utilajul ăsta acasă și respectiv poți să mergi la exact. FabLab să produci pe loc. Da, este, există chiar și o, o imprimantă care se numește Sint SLS imprimantă, care imprimă din praf din metal mm. și este mai diferită și în termen de calitate și uh, tip la de vezi, produs am. care poți să le produci cu imprimanta aceea. Uh, tot la FabLab studenții au posibilitate să facă... Uh, proiecte de reverse engineering, de exemplu, au scanere foarte performante 3D, care pot să vii cu produsul, fără de a avea proiectele tehnice, acolo să fie scanat și în baza lui deja să fie făcut proiectul tehnic și apoi uh, creat sau fabricat la echipamentul care este în FabLab. Da, mie, Fab, FabLab e foarte bun case, tu ai, tu ai exprimat în în Câteva cărți, este inclusiv cartea lui Johnny Eve, principalul designer de la Apple, și ei spun că avantajul lor, unul din principalele avantaje pe lângă știi, mințele pe care ei le au în echipă, este faptul că ei pot foarte repede să ajungă la un prototip. Deci ei nu așteaptă din China ceva sau dau acolo da. pot să-l facă din lut, din carton, din lemn. Din, știi, adică pot să vadă același iPhone sau pot să vadă, iată cum el o să fie rudimentar. Și noi cumva avem instrumentele astea la, la Fab Lab. Știi, adică sunt niște resurse pentru cei care nu știu, uh, sunt niște resurse care pot să fie folosite. Fablab se află pe teritoriul la Techwell. Da, pe un teritoriul alt... Universității Tehnice, în incinta clădirii Techwell. În incinta clădirii Tecuil. Despre Moldova Innovation Technology Park și rolul FTA, eu știu că voi uh, sunteți uh, unul din mă rog, faceți suport și veniți în implementarea proiectelor în cadrul Moldovei Novești Technology Park, fie sunt evenimente, fie că sunt careva studii în product management sau în pentru, pentru rezidenți și alte proiecte. Proiectele Earth to mi tot, tot este rezidentul rezident, tot sunt făcute cu ajutorul sportului vostru. Cum voi vedeți? Cum tu vezi. <laughs> Moldova Innovation Technology Park. Noi noi deja, știi, toți, toți îl catalogăm ca un succes și vorbim deja de alte componente din jurul tău, fiindcă e un succes da. sustenabil. Ne și mulți au vorbit mult, despre Moldova Da, și respectiv avem acum și garanția de stat, față de care, știi, noi tare, tare criticam când am auzit că nu se mai prelungește sau cumva era o incertitudine acolo și nu înțelegeam de ce. Iar voi uh, sunteți, sunteți la fel implicați în acest jucător din ecosistem? Молдова Инновейшн Технологи Парк. Кај е релацијата ку со паркуш кум тоа ве заста? Кум ам зис антериор, но и проекту ностру дезволта капацитета, со дезволта жукатори дене ко систем, ши Молдова Инновейшн Технологи Парк ари дежа ми муди умиша сути димембри репрезентант сектора IT. Мишо сути да. Да, 1600 de rezidenți și pe lângă obiectivul de a administra această facilitate sau de a facilitate fiscală, MITP-ul are și scopuri de dezvoltare a sectorului, de promovare a sectorului și noi, proiectul tehnologiilor viitorului oferim asistență sau suport pentru MTP în desfășurarea activităților sale, de promovare internațională, de lucru cu rezidență, de dezvoltarea comunității și noi oferim finanțare pentru activitățile majore care sunt adiționale la bugetul care MITP-ul are anual și considerăm că mtp este un jucător foarte important pentru ecosistem care asigură creștere. Dar Vreau să zic că mai sunt și alți jucători de ecosistem, cum este Asociația Companiilor IT, care este tot un partener important, atic, mm -hmm. atic și ei gestionează centrul tec și au foarte multe programe educaționale în cadrul tec susțin, oferă suport guvernului în ajustare sau îmbunătățirea cadrului legal pentru sectorul IT. Deci, în sectorul IT, noi avem mai mulți jucători și MITP-ul unul din ei, Uh, însă, având peste 1600 de membri, considerăm că este foarte, foarte reprezentativ și este un partener important pentru dezvoltarea sectorului. Tu ce crezi că trebuie să facem? Ultima întrebare. Uh -huh. Ce crezi că trebuie să facem uh, în pași, știi, eu, Andrei, tu, Sergiu, nu neapărat la nivel de instituții sau fiecare din noi ce trebuie să facă ca sectorul să crească de 10 ori? Uite, 10x, știi? Adică noi avem acum 1.600 de rezidenți, 20.000 de membri care lucrează în ecosistem pentru acești rezidenți. Întreg sectorul, de fapt, numără un pic peste 30.000, dintre care 20.000 sunt membri sau angajați. Da, angajați. Mm -hmm. Ce trebuie să facem ca să... Ce-ți vine în cap? Ca reprezentant sau în rolul meu de... În cadrul proiectului Tehnologiile Viitorului aș pune accent pe programele de dezvoltare a produselor, pentru că eu n-aș vrea să avem o creștere a numărului rezidenților de 10 ori. Eu aș vrea ca vânzările și volumul exporturilor acestor 1.600 de rezidenți să fie mărit de 10 ori. Și mai ales că cum este tendința de micșorarea comenzilor pe plan internațional pentru serviciile IT, pentru că apar acum uh, ChatGPT-ul. Companiile outsource suferă un pic, dar eu cred super, că asta e temporar, da. Exact. Și noi trebuie să punem accent pe dezvoltarea produselor, să le arătăm lor că există posibilitatea să facă produsele. Dar pentru a-și dezvolta produsele trebuie le introdus această gândire de produs, antreprenorială, nu de servicii de, de produs, să meargă posibil la, câteodată la risc, pentru că la produs lucrez, poți să lucrezi un an, doi ani la supra unui produs și ulterior poți să ai vânzări sau poți să nu ai vânzări. Știi, ca să ai overnight success <laughs> într-un startup, trebuie să lucrezi 10 ani. <laughs> Respectiv, știi, dezvolți produsul, lucrezi la el, dar da. overnight succesul vine long term. Adică trebuie, trebuie să fim gata ca să să lucrăm pe termen lung și exact. eu, eu asta o spun la toți și mă, mă, mă ghidez de ce scenariu. Dar în același timp, noi știm că trebuie să asigurăm, trebuie să fie achitate salariile angajaților IT care lucrează la acest produs da. și serviciile este un... Uh, uh, Aș spune colac de salvare, dar serviciile este o parte importantă pentru asigurarea veniturilor. Și tu mă întrebai la, înainte de da. filmări despre care sunt dezavantajele uh, Moldova IT Park. Uh, dezavantajul care eu îl văd, că Moldova IT Park, datorită acestei uh, facilități fiscale, au crescut foarte mult salariile în sector. Și altor sectoarele este foarte complicat să concureze uh, cu uh, companiile IT. Și atunci când vrei să găsești un anumit specialist într-un anumit domeniu, toți tinerii la noi vor să aibă mii, mii de euro salariu. Și atunci e lunare. dificil. Băi, și ui, e foarte dificil. Trebuie e o, o, o retorică cum zic. Da, 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 eu înțeleg poziția ta. Trebuie, trebuie să fie o industrie care mișcă motorul ăsta din loc de ridicarea salariilor. Exact, și tot Asta. se alinează la această industrie și cumva vezi că uh, Moldova Innovation Technology Park nu este doar despre IT, până la urmă este despre inovații uh, și dacă vorbim de același game design sau de animații sau de toți sunt sectoare în care există produse digitale. Și sunt băieți tineri, știi, care nu au nici 18 ani, dar fac milioane din YouTube, eu o cunosc așa, uh -huh. fac milioane în valută din YouTube, știi, sau din... Și respectiv sunt produse digitale care tot fac parte din ecosistemul IT, cumva, dar în același timp sunt produse separate. Și cei ce faci inclusiv FTA, că uite, toarnă apă acolo ca să iasă ce de astea, știi? <laughs> și respectiv, poate cineva într-o zi o să identifice ca unicorn sau, Andrei, sau mai, mulți, mai poate, mulți. Poate dacă ai observat cum a evoluat legea privind parcurile IT, la începutul când a fost aprobată legea, pare că în 2016. Da, în 2016, 2016. Aprobat, în 2018 început ce să exact. fie primii Do rezidenți. În 2016 și acolo era o anumită, o anumită listă de genuri de activitate legibile și pe urme, -a Apoi s-a extins. extins. și noi am lucrat mult cu Ministerul Economiei pentru a argumenta extinderea genurilor de activitate. Și dacă ai observat, au fost adăugate genuri de activitate a, design specializat. Research and Development, Acum da. este procesarea, colorizarea și efectele speciale. speciale. Da. Pentru că scriem posibilitatea companiilor care sunt din alte subsectoare de a beneficia de același facilitate fiscală, care pot împreună scrie un anumit produs. Iată, imaginează-ți imaginează industria jocurilor electronice. Că la jocuri electronice nu este nevoie doar de coding. Este da, nevoie este de, de. Sunet de animații. Sunet de... animații, exact. Și aceste genuri de activitate sunt acum în IT park și orice companie care poate să vină, nu poate să beneficieze de aceste facilități, nu doar de a fi coder. De asemenea, avem și cercetare dezvoltare, pentru că fără cercetare dezvoltare, tu nu poți avansez, fi fi competitiv Cât și... Cercetare de la noi în țară, dacă ar fi zero, știi, nu 7%, dar zero, am atrage, poate, nu știu, mai multe minți din Israel sau din care noi am pornit will-ul ăsta, știi? Voi, voi, ca oameni care sunteți într-o discuție permanentă cu jucătorii din ecosistem, poate, uite, cercetare și dezvoltare pe lângă Securitatea securitatea cibernetică care este importantă, de fapt ceea ce duce la produse sau la idei care ulterior pot fi dezvoltate în produs. Da, uh, cercetare dezvoltare. Multe companii sunt care, uh, de exemplu, înainte de a veni într-o numit piață, ei încerc, își deschid un oficiu mic da? și de a încerca să vadă care este atmosfera, cum da. se operează și noi tot vrem să tragem companii din diverse sectoare și primul pas sau primul picior în prax fie acest oficiu de cercetare și dezvoltare. Noi avem un exemplu, de exemplu Draxel Mayer. Cunoști Draxel Mayer care produce pentru componente pentru... BMW, pentru un... Mercedes, exact. Da. Uh, pe teritoriul Universității Tehnice au un oficiu de design de interior deja cercetare de dezvoltare și ei numai acolo se focusează pe servicii de valoare adăugată, nu doar pe producere, nu dar doar inclusiv... pe producere, dar ce de dezvoltare. Și noi vrem să tragem mai multe uh, cazuri sau companii de genul dat care ar valorifica capacitatea intelectuală sau alt tip de specialiști în dezvoltarea lor. Să nu fim priviți noi Moldova ca o piață de forță de muncă ieftină, dar să fim priviți ca o piață de forță de muncă calitativă, calificată, care poate fi a, a, competitivă și dezvolte aceleași produse cum le dezvoltă nu știu, Europa, statele și așa mai departe. Sergiu, îți mulțumim mult pentru ceea ce faci, pentru suportul către rezidenții și comunitatea MITP. Pentru evenimentele pe care le organizați, unde noi <laughs> ne bucurăm să ne revedem, să vedem, să vedem colegii noștri. Și pentru efortul care îl depuneți și optimismul. În, știi că lucrurile mari se fac cu, <laughs> cu pași mici, cu oameni oamenii optimiști. Și tu, tu ești unul din acei oameni. Și îți mulțumim mult că ai venit la acest podcast să ne vorbești despre asta. Mersi foarte mult, Andrei. Mă bucur foarte mult că am avut posibilitatea să vorbesc despre proiectele care le implementează proiectul tehnologiei viitorului și uh, sper că împreună o să facem o forță comună cu MITP-ul, cu startup urile cu tot ecosistemul pentru a dezvolta 10X. 10X <laughs> în, în cifră de afaceri nu neapărat, știi? Cifră da, da poate exact. să fie în ceva anume. Cu noi a fost Sergiu Rabi vă mulțumim că ați fost până la finalul acestui episod. Pe curând!